Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am găsit. În arsenalul PSD de tragere de timp la învestirea guvernului nu intră doar ipocrizia, ci și misticismul. De ce nu a fost votat cabinetul Orban săptămâna asta? Pentru că miercuri e comemorare colectiv și joi e ziua morților, zic oamenii PSD-ului. Despre cum și-au propus să-i șicaneze pe miniștrii prezenți la audieri săptămâna asta o să vorbim imediat. Mai întâi principalele subiecte. La aniversarea 57 de ani, Liviu Dragnea a primit de la Irina Tănase, iubita sa, o vizită la penitenciarul Rahova, dar și o poezie de dragoste transmisă pe rețelele de socializare. La Rahova au mers și fiul și fiica fostului lider al PSD. Ludovic Orban a avut ultima rundă de negocieri pentru susținerea guvernului pe care vrea să-l conducă. Șeful PNL s-a întâlnit cu PMP, USR, UDMR, ALDE și reprezentanții minorităților și a primit asigurări că poate conta pe voturile tuturor. Votul însă va fi tocmai lunea viitoare. Lovitură pe piața media din România. ProTV a fost vândut. Compania mama a postului a fost cedată unui om de afaceri din Cehia pentru suma de 2,1 miliarde de dolari. Tot procesul de vânzare va fi finalizat la jumătatea anului viitor. Simona Halep a reușit să câștige primul meci din cadrul turneului campionelor. Sportiva noastră a învins-o chiar pe Bianca Andreescu, de care a trecut în 3 seturi. Cu ocazia acestui meci, Darren Cahill a revenit oficial ca antrenor al Simonei Halep. Liviu Dragnea nu a reușit să fie liber de ziua lui, însă a primit vizite. La penitenciarul Rahova au venit Irina Tănase, iubita lui, fiul său Valentin și fiica sa Alexandra. Mai mult, Irina Tănase i-a dedicat fostului șef al PSD o poezie romantică. Ce a adus lui Liviu Dragnea? Două ore au avut voie să stea în vizită la Liviu Dragnea, Irina și cei doi copii ai fostului șef al PSD. Ei au venit încărcați de bagaje, însă nu au vrut să facă nicio declarație după întâlnirea de la penitenciarul Rahova. Vizita are loc la câteva ore după ce Irina Tănase i-a dedicat luni pe Instagram lui Liviu Dragnea o poezie de dragoste, aparținând scriitoarei britanice Elizabeth Barrett Browning. O poezie prin care i-a promis fostului șef al PSD iubire eternă. Liviu Dragnea, care a împlinit 57 de ani, ceruse o permisie de o zi, dar cererea a fost refuzată după ce inițial îi fusese aprobată. Dragnea este încarcerat la penitenciarul Rahova după condamnarea la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Telorman, pe 27 mai, la o zi după alegerile europarlamentare. Vorbim cu jurnalistul Mihai Duță. Bună seara! Bună seara! Liviu Dragnea n-a reușit să fie liber. Va primi ziua liberă undeva în noiembrie, în contul acestei zile pe care o ceruse pentru ziua sa de naștere. Cum se explică atâta poezie revărsată în spațiul public? E absolut penibil tot ce se întâmplă în jurul lui Liviu Dragnea. Cel mai puternic om din stat, fiara PSD-ului, a devenit așa, într-o zonă de asta roz, într-un penitenciar, în spatele unor gratin care, la care vin fiul său și iubita lui Liviu Dragnea, care este mai tânără decât fiul său cu 4 ani. Ceva absolut penibil. Nu cred că vreo telenovelă din asta coreană ar putea să fie mai aproape de ceea ce se întâmplă acum cu Liviu Dragnea, dar mă rog, fiecare trăiește ceea ce merită și să-i dorim și noi la mulți ani. Da, detectez o semnificație pentru care Irina Tănase a ținut să facă publică această urare sub formă de poezie, mă rog, această dedicație, să zicem, în această poezie clasică, englezească, pentru că nu i-a trimis-o lui și a fost interceptată, a postat pe rețelele de socializare cadoul ăsta în verse. E o dovadă de infantilism și arată nivelul intelectual din toată această poveste. Încă o dată e ceva absolut penibil ce se întâmplă acum. Un bărbat la 57 de ani primește vizita fiului său și a iubitei lui, care e mai mică decât fiul său. Cred că au venit copiii la el, cum s-a spus. Și printre copii se afla și iubita lui. Încă o dată să-i urăm la mulți ani acolo unde este și să ne vedem mai departe de toate celelalte. Am văzut că mai mulți
politicieni au avut niște poezii din astea absolut siropoase, preluate. Da, o revedem imediat și pe a lui Mihai Fifor, de fapt nu e poezia lui, e o poezie de Eugen Gebeleanu, pus acolo cu mesaj, da. Toată lumea vrea să transmită în versuri folosindu-se de clasici, mă rog, sau contemporani, în versuri, fiecare găsește ce crede el și ia ce aluzie crede el din poeziile astea. Aici ai un fel de erou, de om cu coloană vertebrală. E atâta poezie în zona asta și atâta apreciere în zona asta a PSD-ului, că mi-aduc aminte că imediat după ce a fost arestat Liviu Dragnea, nu l-a mai băgat nimeni în seamă vreo lună. Nimeni n-a mai vorbit nimic. S-au dezis toți de ei și printre primii de cei care s-au dezis a fost Viorica Dăncilă. Și pe domnul Fifor nu l-am auzit până acum. Nu știu, o fi fost să-l viziteze pe la pușcărie, habar n-am, dar încă o dată absolut penibil chestia asta cu tine. Astea erau pe vremea lui Ceaușescu, cu titanul gândirii, cu femeia chimist, cu de renume mondial, exact ca pe vremea aceea. De aia mi se pare așa să te gândești la acest PSD ca la un partid nesecuristic, așa cum spune Cosmin Gușe, mi se pare așa iar o dovadă de infantilism. Nu, ce se întâmplă acolo arată și structura acestor oameni, oameni care s-au obișnuit să fie așa sclavii cuiva, căruia să-i ridice ode și care să-l arate drumul în viață și care să-i ducă mai departe spre noi culmi ale furtișagurilor, pentru că de asta s-au ocupat până acum. Dar uite, Viorica Dăncilă te-ar contrazice și a adus aminte totuși de fostul ei șef de partid. Premierul demis i-a urat la mulți ani și multă sănătate lui Liviu Dragnea. Multă sănătate și să treacă peste această parte a vieții care este într-adevăr o parte foarte complicată. Mulțumim mult pentru participare. Mulțumim. O seară liniștită. Doamnele din PSD nu l-au uitat, totuși, se pare. Asta a fost evident o declarație forțată. Și mi-aduc aminte de declarațiile doamnei Dăncilă imediat după ce Liviu Dragnea a fost arestat, în care spunea că au fost niște presiuni, că n-a fost lăsată, că tot timpul îi se cerea... Că îi plasase niște oameni care îi încurcau hârtiile și îi scriau prostii. După care imediat i-a înlăturat pe toți oamenii lui Liviu Dragnea, toți oamenii puși de Liviu Dragnea în staful ei, pentru că tot Liviu Dragnea o pusese și pe Viorica Dăncilă, care altfel n-ar fi fost mai mult de o secretară la o școală de țară niciodată. Dar ea i-a înlăturat pe toți oamenii lui Liviu Dragnea și acum mai spune că, domnule, eu cumpăn. Acum, sigur că la PSD ei știu mai bine cum e cu cumpenele astea în viață, pentru că acolo au mulți arestați, pentru că, într-adevăr, au avut și au în continuare mulți hoți în partid. Și e ca la... Mai auzi astea până anumite medii. Băi, dacă n-a făcut pușcărie, nu e om. Adică n-a făcut nimic în viață, n-a trecut pe la facultate. În mediile astea, să le spunem interlope, există chestia asta. Unde trebuie să faci și pușcărie. E un pas în viață. Dacă n-ai făcut pușcărie, nu ești de al nostru. Înseamnă că n-ai ce să cauți printre noi. Tu nu o să evoluezi niciodată dacă nu furi ceva și nu faci ceva atât de grav încât să faci pușcărie. Încă o dată vorbim despre grupuri de crimă organizată, nu despre partid. Dar, repet, imediat după ce a fost Liviu Dragnea arestat, s-au întors. Tot partidul ăla s-a întors cu spatele, cred că au fost vreo 2-3 care și-au adus atunci aminte că mai există Liviu Dragnea și de unde vorbea domnul Codrin Ștefănescu, că vine cu un milion de oameni care fac și dreg și ne ducem și la părăm și stăm la Rahova, pe-n față, pe-n spate, n-a mai fost niciunul și mai mult de atât, acum sunt toți victimele lui Liviu Dragnea și ce rău a fost omul ăsta și ce le-a făcut. Nu chiar toți, uite, organizația PSD Teleorman, de exemplu, are această postare, această mini-odă, că tot vorbeai de ode, cu majuscule, așa, ca în știrile alea senzaționale, sau ca în odele de pe vremea lui Ceaușescu, cum spuneam mai devreme, patriotul insuflat, puterea României, adică sunt niște cuvinte cheie, scrise cu majuscule, de organizația Teleorman, l-a uitat chiar toată lumea, sau e de bon ton ca din când în când să-ți mai aduce aminte că nu se știe niciodată cum se întoarce roata și poate iese liderul din pușcărie și poate preia din nou partidul și mai face vreo 3 contestații în instanță, cum tot încerca zilele trecute să conteste conducerea actuală și să se reinstaleze el. Adică poate nu strică să ai acolo niște urări de bine. Da, asta este și culmea acestor ode. Domnul Liviu Dragnea vrea să desfințeze PSD-ul, cere în instanță desfințarea PSD-ului și cei de la Teleorman și Viorica Dăncilă și alții de pe acolo îi prescriu niște poezii, mă rog,
nu poezii scrise de alții, de alți autori, gândindu-se, da, eu spun ce se întâmplă aici, să gândesc toți, bă, dacă aș vine și noi ca asta. Adică la ei asta e problema, nu că acum aș dau seama, Liviu Dragnea e gata, e din punct de vedere politic e terminat, poate să iasă mâine, poate să iasă poimine, poate să iasă noaptea asta, pun cal alb Canuțul Cămătaru sau cum vrea el, în partid nu mai are loc. Deja PSD-ul este PSD-ul mai departe, sau... doamnei da. Firea sau doamnei Dăncilă nu are cum să fie, da. E altă echipă acolo care nu va mai primi și care la un moment dat cred că o să-i și spună, stai domnule că tu ai fost condamnat, nu putem aici în partidul ăsta de oameni cinstiți să te mai primim, să te mai primim pe tine, dar încă o dată ei fac asta să gândesc, dacă nu ești și noi acolo, să mă gândi cineva la noi, nu-l da drumul și nouă, nu vor putea veni și la noi copiii sau amantele sau vreo vecină să ne aducă o ciorbă, o chiftea. De asta sunt aceste ode. În rest nu crede nimeni, știi, sunt ca felicitările alea pe WhatsApp, știi, că nu vrei să-l sun, păi dai cu toată lista, la mulți ani, familia Ionescu, pa, la revedere. Hai să dăm, că nu putem să... Am stat cu el acum, să se bifeze, să întoarce omul, după aia trebuie să bem o bere cu el și ne întreabă ce ați făcut, mă, hai dăm și noi un SMS acolo, dăm, pune pe Facebook, acum comunică toată lumea, merge mai departe, să fie sănătos, cum spuneam. PSD-ul are zilele astea alte probleme mai importante, nu știe cum să facă să blocheze, să întârzie mai mult numirea guvernului Orban. Ne uităm întâi în tabăra liberală. Ludovic Orban a purtat din nou discuții cu membrii partidelor pentru a-i susține guvernul. După ultima numărătoare, liderului PNL, premier desemnat, i-ar fi ieșit la limită numărul de voturi de care are nevoie pentru învestirea executivului, cu unul mai mult decât e nevoie, 234. Formațiunile politice care susțin învestirea guvernului dețin 225 de parlamentari, că de asemenea avem angajamente de vot din partea a cel puțin 9 deputați și senatori. De asemenea, suntem în continuare în discuții cu aproximativ 20 de alți parlamentari pentru a-i convinge să susțină investirea guvernului. Ludovic Orban a purtat noi discuții cu liderii PMP, USR, ai minorităților naționale, ai UDMR și ALDE pentru semnarea unor acorduri privind susținerea noului executiv. Pentru noi a fost important să primim garanții din partea premierului desemnat că proiectele mari ce țin de prioritățile României vor fi tratate cu seriozitate, pentru că până acum doar în campanii electorale toată lumea a promis spitale regionale, reformă în sănătate, reformă în educație, dar toate au rămas doar ca declarații de bună intenție. Am semnat împreună cu premierul desemnat acordul politic propus data trecută de către USR. În momentul de față suntem în linie dreaptă, o să vedem audierile în comisii. Am avut astăzi discuții cu colegii noștri la grupul parlamentar și în principiu vom vedea care va fi prestația miniștrilor și susținem. Era condiționat, evident, și de semnarea acordului politic, lucru care tocmai s-a întâmplat. La rândul lor, cei de la UDMR au semnat un acord cu liberali, iar potrivit unor surse politice, reprezentanții maghiarilor au cerut, printre altele, și ca alegerea primarilor să rămână într-un singur tur. Să nu ocolim Parlamentul, să nu dăm ordonanță de urgență, să nu asumăm răspunderea, acest lucru am cerut eu, de la guvern, de la viitorul guvern. În Parlament sunt trei proiecte, până acum nu a trecut niciun proiect. Șansele să treacă în acest moment nu sunt foarte mari. O surpriză pentru Orban a venit însă chiar din tabăra PSD-ului. Paul Stănescu apreciază că executivul Orban trebuie investit. E o decizie politică. Cred că împreună, în CEX, eu știu, într-un for de conducere, trebuie să luăm o decizie. Ceea ce e foarte important și pentru mine ca om politic e foarte important și ca cetățean acestei țări, că acest guvern trebuie investit. Discutăm imediat despre șicanele pe care le-a pregătit PSD pentru întârzierea acestei numiri de guvern Orban. Până atunci însă ne uităm la ce negociere a avut liderul PNL cu toate formațiunile alea despre care noi am vorbit ceva mai devreme. Să nu faceți aia, să nu faceți ailaltă, să nu desfințați secția specială, să nu dați ordonanțe de urgență, să nu... Sunt foarte multe să nu faceți sau foarte multe să faceți de partea cealaltă. Cum le face față premierul de senat? Nu le faci față, pentru că unii vor un lucru, de exemplu, USR-ul vrea desființarea secției speciale, desființarea ordonanță pentru recursul compensatoriu. De partea cealaltă, ALDE nu vrea desființarea secției speciale de investigare a magistraților. Deci e greu să împaci lucrurile astea. Acum PNL-ul trebuie să
aplice, iar USR-ul vrea niște chestii care au fost cerute în piață și niște chestii de bun simț, da? Vrea aplicarea tuturor lucrurilor care au fost spuse, care au fost sugerate de către, care au fost scrise în MCV, vrea îndreptarea tuturor acelor lucruri. Doar că le vrea făcute cu mâna guvernului și asta nu se poate. Adică e nevoie de consens parlamentar, mai ales că unele legi care privesc justiția nu pot fi modificate de guvern. Da, sigur, acum, așa cum au fost date niște ordonanțe de către guvern, eu cred că pot fi și date înapoi. Sigur că s-au angajat cu toții, vorbind de USR și de PNL, că nu vor mai conduce țara prin ordonanțe de urgență. Dar acum, hai să vedem și spiritul acestor ordonanțe de urgență. Ce facem cu recursul compensatoriu? Ce facem cu secția de investigare a magistraților? Păi, nu s-a închis tot în 26 mai la referendum, când aceste partide au fost trup și suflet, ba alături da. De ideea să nu se mai modifice ba da, justiția da, prin da, ordonanțe? Ba da. Ce facem dacă printr-o ordonanță s-a făcut un abuz îngrozitor? Îl lăsăm așa, îl mai lăsăm până trece printr-un parlament prin care nu știm dacă va... E interesantă dilema asta pentru politicieni. Sau îndreptăm eroarea asta așa cum ne-o cer instituțiile europene. Ne-o cer instituțiile europene, nu e o discuție între mine, între mine și tine sau între două partide din România. Instituțiile europene au spus foarte clar, îndreptați lucrurile astea. Păi dacă ele au fost făcute prin ordonanță de urgență și printr-o lege care trece prin parlament ar mai dura vreo 2 ani, acum ce facem? Dăm drumul în continuare la violatori, la criminali și la tâlhari în baza unei legi foarte prost făcute sau o închidem prin o ordonanță de urgență? Pentru că în Parlament s-ar putea să mai stăm un an de zile cel puțin. După aceea vine un nou Parlament și tot așa, s-ar putea să stăm un an jumate. În anul ăsta sunt eliberați criminali, sunt eliberați violatori, se fac abuzuri mai departe în alte zone. Le lăsăm sau le închidem mai repede? Printr-o ordonanță de urgență. Nu s-a închis jocul în momentul în care Ludovic Orban s-a angajat în cel puțin față de un partid, și anume o formațiune, și anume UDMR, să nu își asume răspunderea guvernului pe asta. Adică omul a semnat, a promis, a încheiat un acord. Ba da, acolo cred că a închis discuția asta cu UDMR-ul și, în mod normal, dacă a luat această decizie, ar trebui să o și ducă până la capăt. Dar eu spun că, din punctul meu de vedere, am impresia că aceste partide una spun, pentru că lumea așteaptă să fie îndreptate rapid toate lucrurile încă o dată cerute de Comisia de la Veneția, de Uniunea Europeană, de toate instituțiile, de în MCV, se așteaptă să fie îndreptate rapid și noi acum spunem, stai domnule, că nu, că vom face în Parlament și o să facem în Parlament peste vreo 2 ani și cine știe ce mai iese. Nu, dacă ești de bună credință și vrei să înțelegi care a fost mesajul oamenilor și la referendum și la alegerile europarlamentare, îndrepți lucrurile astea grave. Nu faci alte lucruri. Nu mergi să faci abuz de aceste ordonanțe cum a făcut PSD-ul și cum face PSD-ul în continuare. Că încă cred că discutăm despre lucrurile pe care vor să le mai facă. Să mai dea drumul la niște bani, să mai împartă niște... Nu mai au voie să dea ordonanțe, nu mai au voie să nu mai au voie că... Dar încearcă prin alte metode. Prin alte metode să facă alte lucruri. Dar încă o dată, faci ce ai promis că faci repede sau o dai acum cotită și spui stai că să vedem, că să mai analizăm, să vină încă, nu știu, să mai treacă 2 ani. Repet, treci în fiecare zi în baza unor legi prost făcute, sunt eliberați criminali, violatori, tâlhari. Îi mai lași în libertate sau îndrepți legea? Printr-o ordonanță de urgență, logic. PSD încearcă să tărăgâneze cât mai mult această investire. Noi mai devreme l-am văzut pe Paul Stănescu, un lider important în PSD. Un baron. Un baron cu influență. Baron. Spunând că e cazul să treacă totuși acest vot, dar sigur, zicea domnul Stănescu, PSD trebuie să decidă. De partea cealaltă, Viorica Dăncilă a avut grijă să sublinieze azi că o să boicoteze PSD-ul investirea asta, la fel și Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. E un joc aici sau ne așteptăm într-adevăr ca ei să încerce și să tragă de timp și să trântească guvernul ăsta cu toate puterile? E un joc. Până acum PSD-ul a făcut un joc prost pentru că nu au crezut niciun moment că vor pierde guvernul. A fost evidentă. Le-ai văzut fețele atunci când a trecut moțiunea de cenzură. Nu s-așteptau la lucrul ăsta. Au fost, după aia le-am văzut reacțiile. Am văzut pe Teodorovici ce discuție a avut chiar cu reporterul de la B1 TV. Era plin de nervi, n-a putut să stăpânească. Era adevărată lui față până la urmă. Am văzut și alți oameni din partid aruncându-și fierea pe toate rețelele de socializare și pe unde au putut, ceea ce a arătat clar că nu se așteptau la acel moment. Pentru că, iar faptul că acum tot tărăgânează numirea unui guvern, nu cred că e în avantajul lor. Pentru că dacă
vor să fie în opoziție, trebuie să fie în opoziție față de cineva. Atâta timp cât nu este un guvern, ei nu sunt într-o poziție față de... Pare că le convine să mai fie și la putere nițel, totuși, da, așa, ei mai pentru niște operațiuni de culise. Problema e că ei, de fapt, nu se pot dezlipi, deci ei nu pot să scoată lingura de tot din borcanul cu miere. Ei la bani, sunt bani acolo și nu pot să lase banii aia. Și cum mai sunt niște bani, măcar niște mărunți ceva, de un suc, de o ciorbă, măcar de ceva. Niște posturi pe care să permanentizezi niște clienți politici, măcar niște bani din PNDL, nu? Adică... Da, da, de oriunde, dar să fie ceva. Acum, dacă discutăm despre banii ăștia din PNDL, aici cred că trebuie să fie făcută o reglementare clară. De acum încolo să o facă cineva odată. Dom'le, sunt niște programe. Eu nu mai vorbesc acum de PSD, PNL, de cine o fi. Sigur că PSD-ul vrea să profite. Acum să arate primarilor că, uite, noi vă mai dăm niște bani. Dar acolo, dacă ai pune niște programe, nu poți să le oprești finanțarea și nu poți să le spui ălora că nu mai dai banii pe factură, așa cum vor fi ele făcute în momentul de față, pentru că s-a schimbat guvernul. Nu, astea sunt lucruri care trebuie să funcționeze independent de puterea politică, la fel cum sunt niște programe de-astea strategice, să le spunem, cu autostrăzile, cu zăcămintele, niște programe care trebuie să meargă înainte, indiferent de guvernul care va vina, de forța politică ce va domina Parlamentul sau va conduce România. Dar n-a fost în stare nimeni să facă până acum chestia asta și niciun partid, vorbim doar de PSD, vorbim și de celelalte partide, să stabilească, domnule, un program și să stabilească și mecanismele prin care nimeni nu se poate atinge de banii ăia, care trebuie să fie, evident, cheltuiți corect, asta presupunem, că totuși banii ăia se vor cheltui corect, domnule, e un mecanism în care nu putem interveni. Banii ăia trebuie să-i dăm la timp, sigur, verificăm dacă banii se duc acolo, dacă drumul ăla are lățimea necesară, grosimea necesară și din ce e, dar banii aia trebuie să meargă de acum înainte 10 ani, cel puțin, în zona asta, în zona de educație, în zona de sănătate și în zona asta de infrastructură, să meargă de acum 10-15 ani ca să reușim să facem ceva. Să nu mai avem o autostradă care o inaugurează Ponta înainte să fie alegerile prezidențiale și după aia să se ducă aia să alunece, să fie praf și să nu poată fi folosită nici acum. Să nu avem tot felul de proiecte de astea ratate și făcute pe colțul mesii și după aia care nu mai pot fi continuate doar pentru că s-a schimbat puterea și acum avem și mai, uite, un exemplu și mai prost, s-a schimbat puterea în același partid, pentru că PSD e la guvernare din 2012. 2012 sunt 7 ani de zile în care nu au făcut absolut nimic în zona asta de infrastructură. Pentru că la rândul lor ei s-au certat între ei, au fost acolo niște grupări care au vrut să pună mâna pe banii ăștia de infrastructură și de dezvoltare. Deci asta este culmea culmilor. Nu mai poți dai vina pe greaua moștenire. Care e grea moștenire? Că ești de 7 ani la putere și înainte ai fost și înainte la putere cum ai fost. Sau UDMR-ul, care iar impunea nu știu câte ori, nu știu ce condiții, ei fiind... Bun, da, PSD-ul încearcă să lase ceva moștenire guvernului Orban. Ideea asta că trebuie... Datorii. Pe lângă niște datorii, îi mai lasă și ideea că trebuie majorat salariul minim, că e o dispută întreagă. Ludovic Orban o soma pe Viorica Dăncilă să nu cumva să facă lucrul ăsta acum la plecare. Viorica Dăncilă, la rândul ei, îl somează pe Ludovic Orban să facă neapărat lucrul ăsta, să ia el această măsură. Să vedem. Programul de guvernare anunțat de premierul desemnat este axat pe austeritate, fie că înseamnă înghețarea pensiilor, concedieri în sistemul bugetar și tăieri de salarii, ori lipsă de soluții în domenii prioritare, precum sănătatea, educația și infrastructura. Este un program de guvernare lipsit de viziune și de coerență. Am convingerea că oamenii trebuie să fie corect plătiți pentru munca lor. În guvernarea Partidului Social Democrat am crescut succesiv salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată. Am făcut demersurile necesare ca acesta să fie majorat, începând cu anul viitor, la 2.262 de lei, iar pentru angajații cu studii superioare și vechime de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, la 2.620 de lei lunar. Bun, adăugăm la povestea asta și facturile pe care le plătește Viorica Dăncilă acum pe ultima 100 de metri pentru PNDL,
robinetul ăsta dedicat primarilor, da, ce rezultă pentru cine urmează să preia guvernarea? Rezultă un deficit bugetar inacceptabil pentru partenerii noștri din Uniunea Europeană și pentru România, până la urmă. Deja avem niște datorii externe foarte mari, toată lumea spune, vă discuția asta, domne, au mărit ăștia, Dragnea e un patriot că a mărit salariile. Era și Ceaușescu un patriot că nu mai aveam datorii. E, de data asta s-au mărit salariile, dar sau domnul Dragnea, că el ne-a dus în haosul ăsta, a mărit salariile. Foarte bine că s-au mărit salariile. Trebuiau mărite salariile. Eu am spus asta tot timpul. Eu nu sunt împotriva măririlor de salarii, dar să reținem, sunt în zona bugetară. Da? Mie nu mi-a mărit nimeni salariul, cum nu ți l-a mărit nici ție. Și o să explic un pic și cu salariul ăsta minim care e problema. Bun, s-au mărit salariile, dar au crescut foarte mult datoriile. Păi ori ești patriot, ori nu ești patriot. Ai îndatorat țara, plan extern, că împrumuturile erau de afară, cu niște dobânzi foarte mari, pentru că nu mai ai prea ești credibil. Ai îndatorat niște generații viitoare, da. Pentru clientela momentului, da. Și pentru votanții. Absolut. Momentului. Nu contează foarte mult, nu? Adică... Nu contează. Iar povestea asta cu salariul minim, mi-aduc aminte... Acum un an, doi, trei, poate nu. Dar pe aici. În Elveția s-a pus în discuție mărirea salariului minim. Era undeva la 3.500, echivalentul 3.500 de euro. Și s-a făcut un referendum. Și oamenii au fost împotrivă. De ce? Pentru că atunci când mărești salariul minim, de fapt, mărești, obligi zona privată să plătească taxe mai multe. Pentru că îl obligi pe patronul unui, obligi patronii de firme sau administratorii de firme la o sumă mai mare să plătească către stat niște taxe mai mari. Și omori zona privată. Nu, ce faci? De fapt, încerci să aduci mai mulți bani către bugetul de stat, dar omorând iar și încărcând iar zona privată. Pentru că așa au făcut și în momentul de față, de fapt, PSD-ul. A făcut tot felul de legi, a pus tot felul de taxe pe care le-a suportat zona privată pentru a încerca să plătească salariile astea mărite și n-au reușit nici așa și au trebuit să împrumute pe plan extern. Încă o dată, salariile trebuie mărite și sunt zone în care salariile au rămas în urmă, cum e zona de educație. În zona de sănătate s-au mărit salariile, dar acum avem altă problemă în zona asta de sănătate. S-au mărit salariile, doctorii au bani foarte buni la stat, dar nu prea unde să lucreze, că nu spitale. Sau cu ce? Sau pe ce? Sau pe ce, sau da. Cu ce să lucreze, pentru că nu sunt spitale și alea care sunt, nu au dotările necesare sau nu luate niște aparate pe care nu le pot folosi, pentru că au fost niște șmecheri și le-au luat fără service ca să le ia, să întoarcă niște bani înapoi acolo și așa mai departe. Tot văd iar discuția că se închid nu știu ce spitale. Păi hai să vedem câte spitale a deschis în 7 ani PSD-ul, că din 2012 tot spun că fac spitale regionale. Unul nu s-a deschis. Nu s-a deschis niciun spital. Se face un spital privat, într-adevăr, pentru copii. Știți foarte bine, printr-o acțiune a unui ONG, două doamne au reușit să ridice un spital pentru copii, dar privat. Statul nu a reușit, statul nu e stare nici măcar să doteze spitalul ăsta pe care îl ridică oamenii până la urmă, sătui de indiferența asta a guvernelor, a tuturor guvernelor până la urmă, dar sigur a ăstora care sunt de 7 ani și tot ne mint în fiecare an că gata, fac spitale și autostrăzi și n-avem niciun spital și nicio autostradă. Ne mai uităm la un fenomen, am putea să-i spunem, interesant. O știre a zilei care arată că patronul, unul din coproprietarii postului Realitatea TV, Cosmin Gușă, reintră în politică, s-a înscris în PSD, Cosmin Gușă, ca simplu membru de partid, spune el, zice că poate pune umărul la reconstrucția acestui partid și că PSD-ul e singurul partid decent de stânga, sau a fost în orice caz, și trebuie reformat. Cum vezi subiectul ăsta, având în vedere că aici vorbim despre cineva cu interese directe în media și care nu se sfiește niciun fel să-și arate această apartenență începând de azi? Este o minciună de la capăt la altul, dar cred că lumea a uitat destul de repede. A spune ceva domnul Gușe acolo că este cel mai nesecuristic partid PSD-ul. Ba nu. PSD-ul este partidul ăla securistic, dar caghebist, stalinist, în jurul PSD-ului și chiar în PSD sunt oameni care au trăit foarte bine pe vremea lui Ceaușescu. Președintele de onoare, domnul Ion Iliescu, a dus-o foarte bine pe vremea lui Ceaușescu, când alți oameni erau prin pușcării pentru tot felul de lucruri inacceptabile în ziua de astăzi. Și acest partid are fani din rândul fostei securități, din rândul fostei, aia care făcea poliție politică. Asta e una. A doua, eu mi-aduc aminte că în 2004,
în campania electorală sau înaintea campaniei electorale au ieșit niște stenograme de la PSD din discuțiile interne în care domnul Năstase vorbea cu ceilalți baroni despre cum să pună bodniță presii, cum să cumpere presa, ce dosare să mai facă. E, la vremea respectivă s-a spus, nu s-a demonstrat niciodată, că aceste stenograme ar fi fost scoase de către un membru al PSD și s-a speculat că ar fi fost vorba despre domnul Cosmin Gușe. De altfel, imediat domnul Cosmin Gușe în 2004 a plecat la PDL, dacă ne aducem bine aminte. Adică, acum domnul Gușe, care în ultima vreme a pozat așa într-un tip independent, care nu ține cu nimeni, care e cu dreptatea, cu justiția, spune că se întoarce la PSD. Bun, a mai fost secretar general al PSD, da, chiar. Da, păi cred că chiar în perioada aia era, nu mai aduc aminte, dar nu, atunci parcă trăsesc un pic pe linie moarte și de asta s-a cam supărat și atât. A schimbat imediat barca. Da. A trecut. E ceea ce e Mihai Fifor azi, așa, ca să, pentru comparație. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele politice, da, să zicem așa. Da. Găsesc un cuvânt și pentru Mihai Fifor. Jalnic când vine. Asta e singurul cuvânt care i-ar caracteriza pe amândoi. Încearcă PSD-ul un fel de subjugare a unei părți din media, pentru că mai trebuie spus un lucru. Mâine se discută delicata situație a postului Realitatea TV, care e în insolvență de ani de zile, nu poate primi o prelungire. E în faliment, nu poate primi o prelungire de licență tocmai din cauza acestei situații complicate. E un fel de cerc vicios, spun cei de la Realitatea, pentru că neprimind această licență, nici nu-și pot continua activitatea ca să iasă din situația asta juridică încălcită. Asta se întâmpla cât erau în insolvență. Bun. Acum, ajungând în faliment, au cam terminat povestea. Asta miroase a prețul plătit pentru continuarea activității? Asta e ideea? Probabil că asta sper domnul Cosmin Gușe să aibă un sprijin din această zonă politică, dar eu cred că a venit cam târziu și pe un trend pierzător, pentru că nu văd ce sprijin ar mai putea să-i acorde sau cât de puternic ar fi sprijinul PSD în momentul de față. Desigur că se gândește că are un post la dispoziție și îl va pune pe tavă celor de la PSD odată ce el va trece ca membru acolo, dar nu știu cât îl va mai ajuta în acest moment. Îmi pare rău de toți cei care lucrează la Realitatea, pentru că sunt jurnaliști, sunt o grămadă de jurnaliști buni acolo, dar pe de altă parte, uite, mi-aduc aminte și eu că am încă de luat niște bani de la un fost angajator, tot din presă, nu e încă în faliment sau sunt mai multe cereri de insolvență acolo și nu se întâmplă încă nimic și în situația mea mai sunt și mulți alții, inclusiv oamenii de-ai lor. Îmi pare foarte rău pentru ei, dar afacerile sunt afaceri, presa e presă, până la urmă trebuie să le delimitezi la un moment dat și să le faci să funcționeze cum trebuie, dacă ai grijă de proprii oameni. Sunt total împotriva închiderii oricărui post de televiziune sau oricărei publicații, dar nici să trebuiască să o plătesc eu sau să plătească din banii statului să subvenționezi indirect matrapazlucurile unui grup de interese. Mihai Duță, Newsweek România, mulțumesc foarte mult. Rămânem la piața media și vorbim despre o mutare bombă. Compania mamă care deține ProTV, Central Media Enterprises, va fi vândută cu o sumă uriașă, 2,1 miliarde de dolari, unui fond de investiții controlat de cel mai bogat om de afaceri din Cehia. Peter Kellner are 55 de ani și ocupă locul 73 în lume ca avere, cu 15,5 miliarde de dolari. Central Media Enterprises, sau CME, din care face parte și ProTV, a anunțat că a semnat un acord de achiziție a companiei de către Public Provident Fund, un fond de investiții al cărui proprietar este miliardarul ceh Peter Kellner. Cel mai bogat om din Cehia și al 73-lea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 15,5 miliarde de dolari. Imperiul economic deținut de Peter Kellner are legături extrem de strânse cu piața rusă în domeniile creditării, comerțului și mineritului, dar și cu China, potrivit presei locale și internaționale. CME, listată la Nasdaq Global Select Market, este o companie de media și divertisment, cu afaceri în 5 țări din Europa Centrală și de Est, Bulgaria, Republica Cehă, România, Slovacia și Slovenia, cu o populație cumulată de circa 45 de milioane de telespectatori. Cât despre Public Provident Fund, grupul investește în mai multe segmente de piață, cum ar fi servicii financiare, telecomunicații, biotehnologie, inginerie mecanică și afaceri imobiliare.
PPF deține bunuri ce depășesc 51 de miliarde de euro, cu acțiuni care se întind din Europa până în Nordul Americii și Asia. Tranzacția între Public Provident Fund și Central Media Enterprises se va finaliza la jumătatea anului viitor. Mai multe despre asta cu analistul media Petrișor Obaie, redactor șef la Pagina de Media. Bună seara! Bună seara! Ce ar urma să se întâmple, Petrișor Obaie? În perioada următoare se vor regla lucrurile la nivel procedural. Sunt anumiți pași pe care trebuie să îndeplinească fiecare dintre cele două companii, astfel încât să fie aprobată preluarea companiei. E un proces care, așa cum spuneați și voi în materialul de prezentare, se va întinde pe foarte multe luni. Iar așteptările legate de modificări imediate nu cred că sunt realiste. ProTV este acum o companie care produce foarte, foarte mulți bani, are cel mai bun raport din piața, acel power ratio, raport între audiența pe care o obține și venituri. Postul de televiziune, de exemplu, obține cam jumătate din piața de publicitate TV din România. O performanță economică deloc de neglijat pentru un singur jucător. În momentul de față, ProTV produce. Pentru orice investitor, din punct de vedere economic, este o afacere. Însă, vorbim de un investitor uriaș. Și trebuie să ne gândim ce înseamnă aceste sume. Poate pentru o companie ca cea deținută de Kerner, 140-150 de milioane de euro pe an venituri nu înseamnă foarte mult. Pentru România este ceva. De aici și reținerile multora în legătură cu viitorul pe termen lung al ProTV în proprietatea lui Kellner. Mai precis, Petrișor Obaie, există această posibilitate ca Peter Kellner să separe activele grupului, să păstreze operațiunile CME din piețe, știu eu, mai productive, cum ar fi Cehia, de exemplu, sau Slovacia, și să renunțe la România, pe care grup de media să-l înstrăineze, să-l vândă altcuiva? Asta ar fi ideea. Există și această posibilitate, însă ProTV este un grup care este estimat, îl estima chiar un fost manager de acolo, Costi Mocanu, la 700-800 de milioane de dolari. Nu există în momentul de față un jucător, cel puțin intern, care să poată oferi acești bani. Oricum, după mine, această tranzacție marchează un alt punct extrem de important. Punctul în care în media din România nu mai există niciun investitor occidental de amploare. CME era ultimul investitor venit din Occident sau de peste ocean. Dacă ne uităm acum pe lista proprietarilor de media, există o singură companie occidentală din care investește în România și este vorba de Ringhie. În rest avem acționari din Turcia, avem acționari din Grecia, avem acum acționari din Cehia, deși dacă ne uităm punctul de plecare al companiei lui Kellner este Olanda, zicem că tot deci Cehia, deci nu mai există nicio companie mare occidentală. La Gardner de asemenea nu mai există pentru că a fost vândut tot către un cec, către Kretinsky. Deci în momentul de față Occidentul pare a nu mai fi interesat de România. Ce probleme ar pune asta în materie de conținut editorial, de calitate a programelor, dar și de garanție într-un fel? Pentru că până acum ProTV e o poveste românească, să zicem, de succes, începută de aici, afiliată la acest grup central și est-european, care la rândul lui a fost întotdeauna sub patronaj american. Fie că a fost familia Lauder, fie că a fost Time Warner, un grup de care cu siguranță toți românii au auzit, fie că e parte din AT&T, mega grupul care cuprinde acum și Time Warner, întotdeauna a fost pe mâini americane, să zicem așa. A promovat un stil occidental,
a promovat un stil american, să spunem, și o anumită garanție de independență a conținutului. Sunt aici de întrevăzut, eu știu, semne de întrebare? Cred că nimeni deocamdată nu va îndrăzni să intre pe această zonă, pentru că sunt lucruri foarte sensibile, pe de o parte, și pe de altă parte că ele produc bani. Dacă ne uităm la ce companie deține Kellner, vorbim de totuși un fond de investiții care urmărește investiția într-un anumit produs, media în cazul de față, și obținerea de profit. Câtă vreme acest profit există, nu cred că va intra nimeni în această zonă a influenței editoriale. Ne-am uitat, de exemplu, și în cazul Europa FM, pentru că e un exemplu pe care îl avem la îndemână, și unde nu am văzut niciun fel de schimbare la nivel editorial. V-aș spune, ba din potrivă, Europa FM și-a întărit poziționarea ca jucător media puternic și profesionist ca standarde jurnalistice. Există însă o particularitate legată de Peter Kellner, proprietarul acestui grup care a cumpărat sau va cumpăra și ProTV, și anume că are viziuni pro-ruse declarate. E un prieten al președintelui ceh Miloš Zeman, care e un aliat la fel pro-rus, cu o poziționare cât se poate de clară în direcția asta. Jurnaliștii de-a lungul timpului au făcut un inventar al luărilor de poziție publice făcute de Peter Kellner, în care el spune că cehii sunt slavi, frații slavei rușilor, că n-ar trebui să graviteze în sfera de influență a americanilor. El însuși are afaceri de miliarde de dolari cu Rusia și cu China. Și atunci e firesc să te întrebi dacă, odată ajuns în această sferă de influență, un grup media de asemenea talie nu va servi și el unor interese de business. Sunt de acord, mai ales că ProTV este o forță. În momentul în care ProTV funcționează și ca un produs media care să mobilizeze mase, o poate face. S-a văzut de-a lungul timpului, când au fost adunate ajutoare pentru inundații, unde ProTV a reușit să strângă ceva ce n-ar fi reușit absolut nimeni, și este de remarcat asta. Însă mie îmi place să cred, poate că sunt naiv, că instituțiile media sunt construite de oameni care au coloană și care, dacă au reușit să producă niște emisiuni și niște programe de calitate, s-ar putea opune în cazul în care ar exista presiuni puternice de sus. ProTV a trecut totuși prin perioade în care orientarea politică s-a văzut destul de bine pe pop și le-a trecut cu bine. Să ne amintim de perioada Năstase, perioada în care existau datorii foarte mari la stat ale companiei și în care ProTV a jucat cumva politic. Da. Bine, nu l-a ajutat foarte mult atunci pe Adrian Năstase, dar a jucat și a trecut peste acea perioadă. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Petrișor Obaie, pagina de media.ro. Revenim în câteva momente. Simona Halep a reușit din nou să ne ofere un tenis spectacol. A reușit să treacă în primul meci de la turneul campioanelor chiar de Bianca Andreescu. Vedem cele mai importante momente imediat. Rămâneți cu noi! Am revenit în direct. Simona Halep a reușit să câștige primul meci din cadrul turneului campioanelor. A învins-o chiar pe Bianca Andreescu, de care a trecut în 3 seturi. Cu ocazia acestui meci, Darren Cahill a revenit oficial ca antrenor al Simonei. Uniunea Europeană a aprobat amânarea retragerii Marii Britanii până la 31 ianuarie 2020. În această seară, Camera Comunelor de la Londra decide dacă aprobă cererea premierului britanic de convocare a alegerilor anticipate. Modalitatea flexibilă de amânare a Brexitului se referă la faptul că Marea Britanie se va putea retrage din Uniunea Europeană înainte de termenul de 31 ianuarie, în cazul în care Parlamentul de la Londra va aproba acordul Brexit negociat de guvernul Johnson cu Bruxelles-ul. Cele 27 de state ale Uniunii Europene au convenit că vor accepta solicitarea Marii Britanii pentru o modalitate flexibilă de amânare a Brexitului până la 31 ianuarie 2020. Decizia urmează să fie formalizată prin procedură scrisă.
Potrivit BBC, proiectul de document aprobat la nivel de ambasadori ai Uniunii Europene și care urmează să fie formalizat de liderii blocului comunitar prin procedură scrisă, include angajamentul că acordul Brexit nu va mai putea fi negociat pe viitor. Boris Johnson a anunțat că, dacă parlamentarii acceptă organizarea de alegeri anticipate pe 12 decembrie, va încerca să treacă acordul prin Parlament rapid. Însă el vrea o amânare a Brexitului doar cu câteva săptămâni, pentru a menține presiunea asupra deputaților. La rândul său, opoziția, susținută de Partidul Național Scoțian, vrea anticipate pe 9 decembrie. În mod normal, alegerile ar trebui să aibă loc în regat în anul 2022. Alegerile anticipate pot fi convocate doar de Camera Comunelor cu 2/3 din voturi. La peste 3 ani de la referendumul în care britanicii au votat în proporție de 52% pentru părăsirea Uniunii Europene, deputații britanici au aprobat, în principiu, pe 22 octombrie, acordul încheiat de Uniunea Europeană cu premierul britanic Boris Johnson, dar au respins calendarul pe care acesta dorea să-l impună legislativului. Regatul Unit trebuia inițial să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie 2019, o dată limită amânată deja în două rânduri, mai întâi până la 12 aprilie și apoi până la 31 octombrie. Ne revedem mâine seara la 20. Urmează Dosar de politician cu Silviu Mănăstire în câteva momente. Rămâneți cu noi! Temperaturile încep să scadă vertiginos în toată țara, iar ploile vor deveni tot mai frecvente. La noapte cerul va fi mai mult noros și va ploua slab în Maramureș, precum și în cea mai mare parte a Crișanei, Transilvaniei și Moldovei. În restul teritoriului cerul va fi variabil, însă spre dimineață va fi ceață în zonele joase de relief. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 11 grade. În capitală, la noapte, minima va fi de 7 grade Celsius. Mâine, vremea se va răci semnificativ în vest, nord și nord-est. Va ploua ziua în jumătatea de nord, iar spre seară și noaptea și în restul teritoriului. Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă ce vor depăși 15 litri pe metru pătrat. În zona montană, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, în special în Carpații Orientali și pe crestele Carpaților Meridionali. Trecător, precipitații mixte se pot semnala și în estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 grade în nordul Moldovei și 19 grade în Oltenia. Dimineață, în sud și în sud-est, va fi ceață. În București, maxima va atinge 17 grade.